Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă etalare. Suntem la Zodia Leu. Vom vorbi puțin despre Zodia Leu în luna februarie. Este 1 februarie, luna iubirii, luna în care începe noul an chinezesc, anul tigrului de apă, care anunță mari schimbări în plan sentimental. Vom avea foarte, foarte multe surprize din partea unor persoane la care chiar nu ne așteptam, chiar unele persoane care pot fi chiar și din grupul nostru de apropiați, s-ar putea să ne atragă atenția în sensul pozitiv, s-ar putea să ne facă anumite declarații de dragoste, s-ar putea să apară în viața noastră persoane la care nici cu gândul nu gândim și, în egală măsură, să ne dea viața peste cap. Este un mesaj pe care l-am repetat la fiecare zodie, tocmai pentru că este energia generală a acestei etalări pentru persoanele singure. Zodiile le-am citit aleatoriu tocmai pentru a nu crea automatisme și pentru a descoperi și uniunea dintre semne zodiacale mult mai bine în acest fel. Pentru că, necenzurându-mă, îmi vor ieși porumbeii pur și simplu, nu mă mai cantonez de zodia în sine, las mesajele să vorbească de la sine, pentru că în acest fel putem să avem informații cât mai acurate posibile. Haideți să vedem acum despre leii singuri. Avem patru pachete de cărți de oracol. Eu o să încep cu acest pachet de cărți de oracol al iubirii, pentru că am spus că este luna iubirii. Și haideți să vedem ce vă așteaptă pe voi, dragii mei leuți, în această minunată lună, o lună magică, așa cum îmi place să cred cu tărie. Pentru leii singuri, ce vă așteaptă, dragii mei, din punct de vedere a vieții sentimentale? Mai ales că toate zodiile trec printr-o schimbare extraordinară din punct de vedere al iubirii. Ce șanse să aveți dumneavoastră? La voi este vorba despre un trio. Iată prima zodie care va face față cu brio unei situații de trio. Ori dumneavoastră aveți pe cineva, ori, eu știu, persoana la care vă gândiți dumneavoastră este angajată și angajată într-o altă relație, însă să știți că această persoană vă consideră deja regina inimii sale, este o relație tăinuită, eu cred că este vorba despre persoanele fără cuplu în momentul de față sau care sunt la distanță, care țin această relație la distanță, dar care sunt singure, fără cuplu, pur și simplu, sau nu aveți o relație de familie stabilă, oficială, de care se știe toată lumea de voi. Însă această relație tăinuită mă duce cu gândul la faptul că, indiferent de ce trăiește acea persoană la care voi vă gândiți acum, indiferent de câte relații are sau dacă are o relație cu altcineva, căsătorie sau nu, gândul este în permanență la voi. Și din punctul acesta de vedere al iubirii, v-a suit așa pe un frumos piedestal. Sunteți acolo, sunteți ca sultana sa. Nu vă poate scoate, nu știu, nu vă poate scoate din minte, din suflet, dar cred că lucrurile acestea le știați și dumneavoastră. Dacă vreți să aveți o confirmare, da, vă iubește, da, nu v-a uitat, da, relația este tăinuită în secret, așa, și cred că va cam rămâne și în continuare tot așa. Haideți să vedem ce este cu această relație tăinuită și de ce vă consideră, sau dacă va rămâne așa, de ce vă consideră regina inimii sale? Pentru că dumneavoastră ați renunțat la critică, ați renunțat să-l mai criticați sau să o mai criticați, dăruindu-i în schimb tot ceea ce își dorește în această viață. Cumva așa s-a întâmplat până în momentul în care ați dorit și dumneavoastră ceva în schimbul dragostei dumneavoastră. Adică îți dăruiesc iubire, vreau și eu iubire, îți doresc stabilitate, te înțeleg, nu te critic, vii la mine când îți dorești, dar și eu îmi doresc același lucru.
și posibil ca de aici acceptarea acestui lucru să nu se fi întâmplat, adică cum să vă zic, această persoană s-ar putea să nu fie acceptat acest lucru, să nu fie acceptat să fie condiționată și în felul acesta să țină cont și de alte persoane, să țină cont și de alte relații, însă știți cum este, inima sa ați rămas și rămâneți în continuare persoana pe care a iubit-o cel mai mult, dar exact cum simțeam încă de la început, nici nu cred că vrea să, cum să vă zic, să dăruiască mai mult decât poate, atâta pot, atâta îți dau. Dacă nu este vorba despre despre situația aceasta sau nu rezonați cu această situație, toată lumea este și alt mesaj. S-ar putea să cunoașteți voi singuri o persoană care să fie într-un trio, adică să mai aibă și pe altcineva și să nu fie pe aceeași lungime de undă din acest punct de vedere, adică s-ar putea să nu vă ofere ceea ce dumneavoastră oferiți. Nu este pe principiul acela de win-win. S-ar putea să fie, adică câștig eu, câștig și tu. S-ar putea ca voi să dați totul, iar cealaltă persoană jumătate, adică dă exact cât trebuie. Și să vă spună, eu îți spun de la început că sunt căsătorit sau sunt căsătorită și voi rămâne căsătorit sau căsătorită. Totul depinde de tine, este decizia ta, știi de la început de această condiție. Deci, o relație cu condiții, acum dumneavoastră decideți dacă o să o începeți sau dacă o să o reluați. Haideți să vedem ce putem să mai aflăm din punctul acesta de vedere, relație de trio pentru lei. În orice caz, este o situație care nu vă convine, deși v-am zis, intuiți, știți, vi s-a confirmat, poate v-a și spus această persoană, tu ești, rămâi în continuare sau vei fi forever iubita mea, iubitul meu, dar relația o ținem în secret. D este extrem de dănuț, este extrem de pregnant acest nume, I, L, de asemenea, s-ar putea să fie și nume cu literă dublă, M, de asemenea, R, T și I, Loredana, Gina și derivatele, eu spun așa ce-mi vine, Anisia, Ică, Nică, Nicolae, derivatele, Laura, Laurențiu, Carla, Carla, Linda, Dea, Andrei, derivatele. Ok. Ce este cu această relație de trio? O stare de confuzie. Exact ceea ce mă gândeam. Sunteți confuzi pentru că nu știți ce să faceți. Posibil să nu știți dacă mai merită să mergeți mai departe sau nu. Dacă vreți să știți acest lucru, eu v-am zis, dumneavoastră aveți decizia. Cred că, în continuare, această persoană nu va pune capăt relației sale, de fapt. Sper să nu aibă mai multe. Deci, dacă sunteți confuzi în acest sens, și V și S, uitați, mai sunt și niște inițiale, aceasta este slăbiciunea. Să știți că are o slăbiciune pentru voi. Este evident că are o slăbiciune pentru voi. Este evident că și-ar dori să continuați această relație, dar așa, în condițiile puse de această persoană. Leu, de asemenea, cu leu. Este o dragoste care se aprinde, se reaprinde. Cumva vă certa sau cumva nu vă convin anumite lucruri, se micșorează flacăra, după care iar se aprinde și iar rămâne acolo în stand-by. Și uite așa, lucrurile se perpetuează de ceva vreme, un minim 30 de ani. Nu există încredere din partea dumneavoastră că această persoană va fi, mă rog, pe o durată foarte lungă de timp, adică cumva să renunțe la tot și la toate pentru a fi împreună cu voi așa cum cred că v-ați dori sau măcar să ceea ce dăruiți dumneavoastră să primiți în schimb, pentru că nu vi se pare totuși just.
V-ar plăcea să primiți noastră cadouri de la această persoană? Deci, noastră sunteți o persoană darnică, sunteți o persoană mărinimoasă, da, mărinimoasă persoana. Dar vedeți, dacă noastră faceți un cadou, fie bărbat, fie femeie, știți cum este, ca și cum dumneavoastră faceți, dar nu merita și dumneavoastră aceeași atenție. Sau poate că nu e vorba de cadou, ci de a oferi atenție. Dumneavoastră sunteți foarte deschisă să oferiți acea atenție și nu primiți înapoi măcar un puțină atenție. Adică ca și cum acelei persoane îi se cuvine, știți? Tot acest lucru, dar nu știu de ce am început eu din nou cu acest pachet de cărți, o să-l iau în continuare pentru că nu l-am luat întâmplător. S-ar putea să vă ofere un mesaj și să fiți din nou deschis la această relație. Dacă nu vorbiți cu această persoană, dacă sunteți în silențiu stampa, s-ar putea să deschideți din nou ușa pentru că primiți această persoană în viața dumneavoastră sau ați primi-o cu toate știutele, cu toate neștiutele. Sunteți o ființă nelimitată care acceptă fără limită tot ceea ce îi se întâmplă și așteptați foarte mult această persoană să vă scrie. Și cred că vă va scrie și cred că îi veți da din nou această șansă pentru că nu cred că puteți să renunțați și cred că veți duce în continuare această relație. Este treaba dumneavoastră, așa, deci de asta vă spun, nu judecă nimeni aici, nimeni nu judecă nimeni, nu fiecare are aceste informații, dumneavoastră știți ce să faceți cu aceste informații. Energia feminină, poate că este o energie feminină cu părul negru, creț sau ondulat, care are și o banderolă, poate că vă țineți părul în banderolă sau coroniță sau cine știe, o bandană, nu știu, ceva, părul prins, dar o persoană cu tenul închis, măsliniu, de exemplu, cu ochii verzi sau albaștri. Eu zic așa, că abia așteptați. Vă pregătiți cumva ca această persoană să vă dea acest mesaj. Deci cumva cred că abia așteptați să primiți pentru a oferi o nouă șansă. Poate un telefon, un mesaj, o scrisorică, nu știu, ceva să știți mai repede de această persoană. Haideți să vedem ce șanse are această relație. Dacă putem să primim mesaje din partea minunaților ghizi spirituali, ce șanse sunt? Ok, ce șanse sunt? V-am spus că sunt persoane brunețele. Deci persoane brunețele, energia feminină, poate să fie și energia masculină, veți fi refuzați. Adică tot în sensul de, sau ori veți fi refuzați, ori cred că și în continuare, v-am spus, dumneavoastră dați mai mult decât primiți. Pentru că am vrut să lămuresc despre această relație, cum va fi în continuare. Deci cred că în continuare, e adevărat, sunteți în gândurile sale, au o atracție extraordinară pentru voi, pentru că voi treceți peste tot și peste toate și pentru că îi dăruiți, practic, tot ceea ce îi lipsește. Dar cu limite. Vedeți? Deci, până aici. Adică eu îți dau doar atât. Mai departe, scrie în carte. Deci, cam atât, dragii mei lei. Nu știu pentru cine a fost acest mesaj. Repet că aceste mesaje sunt colective, nu se pot potrivi tuturor. Eu o să fac în continuare acest tip de mesaje pentru că am primit enorm de multe sugestii pe această temă. Eu făceam etalări generale, etalări interactive și o să combin toate aceste etalări. Foarte multă lume își dorește pe Zodii. Când o să pot, în măsura în care o să pot, o să fac. De aceea continuăm această poveste, să vedem și finalitatea. Luna februarie este o lună cu surprize. Pentru voi, leii, cred că surpriza va fi această flacără reaprinsă și această nouă șansă pe care dumneavoastră sunteți gata, pregătit, pregătită să vă asumați. Din nou și din nou și din nou. Cred că nici nu vă interesează foarte tare de alte relații, ci doar de a vă împăca cu această ființă la care vă gândiți. Evident,
unii dintre dumneavoastră. Cam atât în ceea ce privește această etalare cu surprize care vă cam dă viața așa peste cap, această persoană vă cam da viața peste cap, însă eu îmi doresc să aveți parte de cea mai frumoasă perioadă din viața dumneavoastră, încărcată de fericire, de mulțumire, așa cum sunteți voi convinși și așa cum vă așteptați. Vă mulțumesc, seară frumoasă, tot ce vă doriți, numai bine, dragii mei lei. Pa, pa!